Bună ziua și bine v-am regăsit. Ne aflăm în Brașov, de unde domnul ghid Dan Sotiria de ne va povesti ce vom vedea astăzi. Mulțumim. Bună ziua! Vă voi povesti povestea Brașovului, căci Brașovul este un oraș de poveste. Fiecare pas, fiecare loc are povestea lui. Probabil dacă pietrele ar vorbi, am aflat niște povești foarte impresionante. Putem asemăna Brașovul cu acel cal din poveste care ajunsese o mârțoagă plină de bube, care după ce a mâncat jeratic și s-a scuturat, a ajuns iar calul superb. Așa și Brașovul, de-a lungul istoriei, a trecut prin perioade foarte grele, incendii, lupte, cutremure, epidemii, invazii de lăcuste, inundații, dar după toate aceste perioade a reușit să se ridice iar la nivelul cel mai mare, astfel încât să devină iar cel mai frumos și puternic oraș din Transilvania sau unele dintre cele mai puternice orașe din România. Deci, a fost odată ca niciodată, cum încep toate poveștile. Aproximativ acum 60.000 de ani, în vremuri foarte îndepărtate, înainte de Hristos, în zonă au locuit oamenii de Neandertal. S-au descoperit vestigii prin peșterile din împrejurimi. După aia s-au mai descoperit vestigii din timpul Neoliticului, epocii de piatră, Neoliticul timpuriu, care acum 4.000 de ani înaintea erei noastre, unde s-au descoperit ceramici cu aliniamente liniare. În Neoliticul târziu s-au descoperit iarăși tot felul de obiecte. Deci din anii 1700-1900 înaintea erei noastre, în epoca trecerii spre prelucrarea metalelor, s-au găsit vestigii dacice, vârfuri de săgeți, brățări, fibule de bronz, cești, tot felul de vase din lut ars. Deci zona era foarte populată. De altfel s-au găsit și urme ale construcțiilor dacice. Înainte această zonă era o pădure. Jos vedeți Brașovul, era acoperit de pădure, era o zonă mlăștinoasă, avea și niște lacuri și pârâul Tâmpei mergea de la vest la est, se bifurca în două brațe și exista o mică localitate numită Cutun, unde erau niște localnici, nu mulți, dar erau. În timpul ocupației sașilor, construindu-se fortificațiile, ei au început să se retragă în partea dreaptă acolo, printre dealuri, pentru că nu mai erau lăsați aici și acolo se puteau refugia în păduri în caz de invazii, era mai ușor pentru ei. Știți că în anul, cam în jurul anului 1000, ungurii au început să vină prin Transilvania, să poarte lupte care au durat vreo 200 de ani. Și au ajuns și în zona asta. Și atunci au luat cu ei și sași. Sașii erau niște etnici germani, în mare parte din zona Renaniei. În 1211, după ce cavalerii teutoni au fost înfrânți în cruciade, au fost chemați și ei. Sașii au fost, inițierea colonizării sașilor a fost făcută de regele Gheza al II-lea și cavalerii teutoni au fost aduși de Andrei al II-lea. Cavalerii teutoni erau un ordin german, religios și militar.
ei, ca și sașii, au primit niște privilegii pentru ca să poată rămâne aici. De exemplu, sașii au primit dreptul de folosință al pământului și la suprafață și la subsol, dreptul să-și facă bresle, să se ocupe de meserii, să facă comerț, scutiți de taxe vamale, căci erau, au funcționat două vămi, una pe la Predeal și una pe lângă Castelul Bran, unde se percepeau taxe. Cavalerii Teuton la fel au primit dreptul să se ocupe de construirea fortificațiilor, să exploateze și ei pământul. Bine, toate aceste privilegii nu au fost gratuite, nu? Că sașii trebuiau să facă bresle, să muncească. Cavalerii teutoni trebuiau să construiască fortificațiile ca să apere așezarea de invaziile mongole sau turcești. Bun. Acum, în secolul XIII, a început construcția orașului. Orașul se află pe un con de dejecție. Ce e conul de dejecție? O formă de relief la poalele unei înălțimi care favorizează, prin care se favorizează coborâtul materialelor solide din cauza debitelor apelor permanente sau temporare. Deci Brașovul este în forma unui trapez cu axa longitudinală spre nord-est și înconjurat de zidurile respective. Deci trapez pe lungime, exact forma conului de dejecție. E prima și prima oară sau teritoriul s-a împărțit în parcele, ceea ce denotă că Brașovul era foarte bine planificat pentru dezvoltarea urbanistică. Aceste parcele au fost mari la început, cam de 15 metri lățime și 50-60, 11-15 metri lățime, 11-60 de metri lungime. În timp au apărut și parcelele de îndesire, din cauza nu mai era loc de construcție sau în zonele mai amenințate sau la intersecțiile de străduțe înguste, căci între blocurile de parcele care s-au alipit, câte 10 parcele, după aia și câte 5 parcele făceau un bloc, între ele erau străduțele înguste. Bun. Deja, chiar dacă a fost în 1241 invazia tătarilor, Brașovul, dezvoltându-se economic, a reușit să se extindă cam în toată această vale. Am uitat să spun că suntem la sud de depresiunea Țării Bârsei și în sud-estul României. Poate vă întrebați de ce a fost ales de către cavalerii teutoni acest loc ca să se înființeze un oraș. Ei, cavalerii teutoni, având experiență în colonizări, au ales locul datorită poziției, se putea apăra ușor datorită dealurilor din prejur și ei au considerat că e un loc ferit de inundații. Aici s-au cam înșelat. În al doilea rând, ei ocupându-se și de organizarea colonizării sașilor, și-au dat seama că aici poate fi un oraș, poate fi dezvoltat un oraș cu o piață centrală, meșteșuguri multe și să se dezvolte zona economic pentru localitățile săsești din împrejurimi. Cum am spus, era o pădure. Apropo de pădure, stema Brașovului are o istorie de peste 1000 de ani.
Se spune că, într-o legendă se spune că regele Solomon era urmărit de cumani. Cumanii, un popor invadator, cavalerii teutoni au avut rolul de a fortifica zona împotriva cumanilor. E, și fugind așa, și-a pus corona într-un copac din pădure și a fugit mai departe. Cumanii nu l-au recunoscut că este rege, el s-a dus într-o peșteră, mă rog, a scăpat. Peste câteva sute de ani, un țăran era prin pădure să strângă niște lemne și a găsit coroana. E, și a dus-o la Biserica Neagră. De atunci se pare că orașul se numește Kronstadt, orașul Coroană. El a avut mai multe denumiri și Corona, deci Kronstadt, Brașov, Barasu, Stalin. Era foarte important, pe muntele Tâmpa s-a scris în anul 1950 din copaci, era scris Stalin. 10 ani a fost denumirea Brașovului orașul Stalin. După aceea s-a revenit la orașul la denumirea orașului Brașov. Bun, deci orașul are un plan urbanistic caracteristic evului mediu. Trei străzi principale care se duc în lungul trapezului și străzile care urmăresc panta descendentă și străzile transversale care urmăresc linia de nivel. Toate pleacă, câțiva oameni au studiat prin anii 1900 pe baza documentelor pe care le-au avut la îndemână, au studiat de unde a pornit Brașovul și se pare că a pornit din zona Bisericii Negre. Erau niște valuri de pământ și de acolo se pare că a început. Și străzile sunt trei străzi principale care vin cam la un unghi de 30 de grade, specific orașelor din centrul Europei. Unde s-a făcut parcelarea, în secolul următor, în secolul 14, regele Ludovic I a acordat niște privilegii. Rolul conților, grafilor, cum îi se spunea, a fost mai îngrădit în favoarea reprezentanților sașilor. Au obținut un drept de depozitare și drept anual de târg. S-au început construcțiile fortificațiilor. La începutul fortificațiilor a fost de față și a supravegheat și regele Sigismund de Luxemburg, dar s-a fortificat numai zona Brașovului. Suburbiile nu s-au fortificat. Erau trei suburbii. În partea aceea, cum am spus, trăiau românii, aici, în interiorul cetății, sașii, și mai încolo trăiau ungurii, așa, și încă o suburbie unde trăiau țăranii sași, pe strada lungă, mai jos. Prima atestare documentară a Brașovului este din anul 1235. Pe muntele Tâmpa a fost o cetate, se pare că a fost dacică datorită simplității ei, o cetate care nu putea fi cucerită, deoarece două coaste erau foarte abrupte, la fel și panta din partea de est. Avea cam 23 de hectare, ziduri înalte de vreo 1,70-1,80 m, formă triunghiulară, și era cam greu de cucerit. Când au venit cavalerii teutoni în 1200, se pare că au îmbunătățit cetatea, au menținut-o. Înăuntru era și o capelă. Invazia turcilor a condus ca invazia tătarilor a făcut ca mulți dintre locuitorii de la poalele Tâmpei să se refugieze în acea cetate. Și Mircea cel Bătrân și-a dus familia la sfârșitul anului 1400 acolo. Când au venit turcii prin 1421, brașovenii le-au dat cetatea ca să nu fie războaie, dar dându-și seama de pericol, l-au chemat pe Iancu de Hunedoara și au reușit să îi gonească de aici. Iancu de Hunedoara s-a uitat și el la cetate, era greu de întreținut, costisitor, a dat ordin să se dărâme, iar pietrele
cetății au fost folosite în componența zidului. Despre localitate, deci pe lângă planul bine determinat al localității, a contat și aspectul localității, pentru că aici puteai găsi materiale de construcție și locuințele și zidurile cetății au fost construite cu acele materiale. Nu se știu prea multe date, dar s-a descoperit în timp când s-au construit clădiri noi sau în ziduri au mai rămas, a folosit mult piatra de râu sau piatra de carieră în construcția caselor și a zidurilor. Plafoanele erau specific săsești, bârne de stejar, stejarul găsindu-se din abundență pe aici, și piatra fasonată, care se folosește la colțurile clădirilor, la încadramente, la geamuri, la uși, la coloane. Deci tot se găsea aici. În timp, după marele incendiu, s-a reconstruit, dar cu materiale mai ieftine, mai clasice, nu s-au mai folosit aceste materiale. În anul, în secolul 15, așa am spus, s-a bătut și prima monedă. Tatăl Vlad Țepeș, care s-a născut la Sighișoara, a primit ordin de la Sigismund de Luxemburg să bată monedă. A bătut vreo 2 ani monedă, materialul era luat din Bresla fierarilor. 2 ani de zile a mutat la Sighișoara și le-a impus brașovenilor ca să folosească noua monedă. Ei nu prea au vrut, nu s-au supus, a ieșit scandal. Până la urmă tatălui Vlad Țepeș a renunțat. S-au construit fortificațiile pe rând. Toată zona aproape a fost ocupată de zidurile de apărare, turnuri de pulbere erau. Zidurile 3000 de metri aveau lungime, 28 de turnuri de pulbere, 8 bastioane, 3 porți de intrare. S-au construit clădiri de interes public. Nu, în 1420 nucleul casei Sfatului, în 1528 casa Sfatului s-a întins. S-a făcut un spital prin anii 1500, leprozerie, nu uităm, biserica parohială, actuala Biserică Neagră, care demonstrează faptul că Brașovul devenise un oraș foarte puternic și era orașul conducător al regiunii cu localitățile săsești, 13 localități pe coroana. Pe emblema Brașovului e coroana, trunchiul și 13 rădăcini care ar fi reprezentat acele localități. Bun. Între timp s-a mulțit și populația, s-a mulțit numărul meșteșugarilor. De exemplu, erau în anii 1500 40% din populația coronei erau meșteșugari. Se făcea comerț din Orient până în Occident, pentru că iar un avantaj al așezării a fost apropierea față de 3 drumuri comerciale, adică 3 depresiuni care traversau munții, Moldova și țara românească. E, aici se plăteau taxe vamale, orașul prospera, breslașii erau foarte cunoscuți, erau pielarii, cojocarii, pălărierii, șelarii, ce făceau și hamuri. Erau aproape 50 de bresle. Breslele ce erau de fapt? Nu, ateliere, și breslașul șef era patronul, să spui. Ca să ajungi calfă sau ucenic, trebuia să faci o școală de vreo 4 ani. Și la sfârșit dădea examen, adică era foarte greu, dar erau foarte buni meseriași, veneau din Europa oameni să lucreze aici, să, așa, comerțul, iarăși, se aduceau pânzeturi foarte fine din Viena, din Bruj, broderie din Spania, covoare din Orient, mirodenii foarte multe, 20% din comerț
era cu mirodenii, care erau foarte scumpe și produceau bani. E, orașul a fost foarte înfloritor, dar în 1526 a fost bătălia de la Mohaci, unde turcii au câștigat, i-au bătut pe unguri. Astfel că Transilvania a devenit principal autonom sub suveranitatea otomană. Atunci rolul comerțului a devenit mai puțin important, s-a rupt legătura dintre Occident și Orient, nu se mai puteau face schimburi de mărfuri, în doar localitățile, dar nu a împiedicat să înmulțească numărul breslașilor și se făcea comerț cu localitățile din prejur. Ca dovadă, era o zonă prosperă în perioada aia, s-a construit și Casa Negustorilor, fostul supermarket al orașului Corona. Era după clădirea Casa Sfatului, era a doua clădire așa mai impozantă și mare. Și toate astea denotau o dezvoltare. După aia, odată cu scăderea comerțului, au fost și epidemie, au murit mulți, ciumă, de obicei era ciumă în zonă. Mai târziu, în secolul XVII, a fost o perioadă foarte tulbure din punct de vedere politic, dar un lucru bun a fost că Brașovul a avut dreptul să-și facă monedă proprie. Deci, prin anul 1602, s-a primit ordin să facă ducații de Brașov, din aur sau argint. S-au făcut o perioadă, pe acei ducați apărea stema Brașovului, foarte important, și era scris că Dumnezeu e ocrotitorul nostru. Pe partea cealaltă era Maica Domnului, căci Brașovul este sub patronatul spiritual al Maicii Domnului. 10 ani s-a întrerupt producția de monede din cauza unor lupte. În anul 1612-1613 s-a reluat producția, s-au bătut monede multe, dar au cam dispărut. În Muzeul de Istorie se găsesc câteva din argint, mă rog, pe site-urile de licitații mai găsești, se pare că sunt și în Statele Unite, în Germania, zic, cele de aur. Cântăreau un gram jumate sau 3 grame jumate, depinde. Și costă 1000 de euro o monedă din aceea. Mai târziu, tot în secolul XVII, Brașov va trebui să plătească 10.000 de dinari turcilor ca să nu nimicească. Au fost 2 inundații, 3 epidemii, deci a fost foarte greu, da. Și după toate acestea, în 1683, asediul al doilea al Vienei a dus la pierderea puterii în Europa Centrală și Europa de Sud-Est a Imperiului Otoman. Și au venit Habsburgii peste noi aici, și ei au impus niște reguli. Să și ca să aibă grijă de să le dea bani pentru întreținerea armatei. S-au mărit taxele de 7 ori. În 1688, breslașii s-au revoltat. Bineînțeles că revolta a fost înfrântă. Nu ne oprim aici. Anul următor a fost Marele Incendiu din 1689. Exact. De atunci poartă denumirea de Biserica Neagră, că până atunci era Biserica Sfânta Maria. A bătut și vântul, se pare că și Habsburgii ziceau că ajută la stingerea incendiului, dar ei probabil puneau foc. Așa se mai aude. Așa. Deci, în 1689 a avut loc Marele Incendiu. Bătea vântul, condițiile erau foarte prielnice pentru împrăștierea focului. Au ars toate clădirile din Brașov, au ars depozite, au ars utilajele, au ars documente, noroc că se mai păstrau și în dublu exemplar. A fost prăpăd. Se știe de la ce s-a pornit incendiul?
Nu, se știe, se bănuiește că Habsburgii ar fi dat foc. Și după aia, tot în anul acela, în 1689, au fost executați șefii revoltei. În timpul revoltei au murit sute de breslași, deci a fost prăpăd. Dar șefii revoltei au fost executați și au fost patru. Șeful era un bătrân de 86 de ani, a fost decapitat și capul lui a fost lăsat în Piața Sfatului 30 de ani aproximativ, ca să-l vadă lumea. Și pe ceilalți trei i-au dus la porțile orașului. I-au dus capetele la porțile orașului ca să înspăimânte lumea. Bun, un lucru bun am mai avut în Brașov pentru Saș în anii 1523. S-a cutremurat Biserica Catolică în Europa și s-a ținut prima slujbă în Biserica Neagră, prima slujbă luterană, în limba germană. În 1524 s-a oficializat, magistratul Brașovului a oficializat această religie, catolicismul dispărând. Catolicismul s-a mai vrut introdus de către cavalerii teutoni, dar n-au reușit. După 15 ani au fost izgoniți din zona asta, deci au... De-aia n-au rămas mult timp, numai 15 ani. Și atunci au început să se transforme și clădirile. S-au desființat mănăstiri sau capele, pentru că erau de alt cult. Na, și în locul lor s-au făcut școli, sau într-o capelă s-a adus cântarul Brașovului. În altă mănăstire, 100 de ani, a fost depozit de cereale. Fața Brașovului se cam schimbase. Ne apropiem un pic de zilele noastre, așa, de da. Da. A durat 100 de ani refacerea, cam 100 de ani a durat refacerea Brașovului. Dar Franz Josef al doilea, cel poate a fost la Schönbrunn în Viena, nu? Despre el este vorba, a dat două edicte, două decrete. Unul de civilitate și unul de toleranță. Cel de civilitate presupunea că și alte etnii au voie să cumpere în cetatea Brașovului spații de locuit. Cel de toleranță presupunea că și alte culte au voie să-și construiască biserici în Brașov. Înainte, dacă erau prinși brașoveni din schei de la o anumită oră în sus, erau omorâți, n-aveau voie. Nici să se îmbrace luxos n-aveau voie. No, acum au fost niște libertăți și prin 1786 a început construcția primei biserici ortodoxe, dar nu la stradă. Atenție, aveai voie, dar nu la stradă. Biserica este mai în curte. No. După aceea au trecut timpul, Brezla și rolul fortificațiilor prin anii 1800 a cam scăzut. Nu mai erau așa de importante. Breslașii nu mai aveau așa rol important datorită Revoluției Industriale, care s-a făcut simțită și aici. S-au desființat ziduri, s-au desființat zidurile fortificație, nu? Să se mai extindă un pic orașul și în suburbii. Clădirile, parcelările s-au mai modificat, deoarece au apărut magazine la stradă cu fațadă mare, așa. Spațiile de depozitare de producție s-au transformat în spații de locuit, pentru că s-a mulțit numărul angajaților, muncitorilor care veneau să lucreze. S-a făcut o cale ferată, care a dus la înmulțirea numărului de fabrici care s-au așezat lângă calea ferată, fiind mai facil transportul, aprovizionarea lor. Nu, anul acela s-a făcut, în secolul acela s-a făcut și fabrica de ciocolată, da, s-a introdus telegraful, s-a făcut primul gimnaziu în limba română, primul ziar în limba română din Transilvania, Gazeta de Transilvania, s-a
cântat în liceul gimnazial pentru prima oară opereta Crainou a lui Ciprian Porumbescu. S-a făcut prima gară în prima linie de tren Brașov-Sighișoara, după aia București-Brașov, după aia București-Dărnești, posturi telefonice, 22, s-a introdus și telefonul. Deci încet, încet administrațiile au stat în clădiri noi, s-au construit clădiri noi în afara zidului, Palatul Finanțelor, Primărie, Palatul Poștelor, Tribunalul. Deci, altă perioadă mult mai înfloritoare. După aia, în secolul 20, Brașovul era, a fost într-o perioadă foarte prosperă. De exemplu, în anul 1930 erau 4500 de firme, nu? 60.000 de locuitori, peste 60.000, 6.000 și ceva de construcții. Bun, atunci a fost o explozie și pe partea peisagistică. S-au amenajat, și au făcut primele trasee marcate. Pe Tâmpa s-a făcut un restaurant, acolo unde scrie Brașov, lângă, e o grotă. E, acolo s-a făcut un restaurant unde mergeai frumos, bei nu știu ce, ars în 77, am văzut. Purta numele de Bethlen, un fost ministru și prefect al Brașovului. Da, pe cetate ungurii, pe Tâmpă, ungurii au construit chiar în vârf o columnă înaltă al unui arcaș ungur, la 1000 de ani după ce invadaseră câmpia panonică. Asta până prin 33, când a fost dărâmată, dinamitată, vă rog. A fost o cruce de lemn după perioada grea din secolul 17, cu inundații, cu războaie, cu epidemii. S-a făcut și o cruce de lemn, se numea Muntele Crucii, avea și denumirea asta. Probabil să mai ajute să se ducă spiritele rele din Brașov. Așa. Aurel Vlaicu a decolat de pe aici pe la începutul anilor 1900. A făcut teatru dramatic, universitatea, s-au construit multe fabrici, s-a mai dat drumul la festivalul Cerbul de Aur, era foarte popular. Bun, în zilele noastre n-avem ce să spunem, multe cartiere rezidențiale și mall-uri, eventual aeroportul va aduce un punct de turnură în bine pentru dezvoltarea Brașovului. Deci, ca și concluzie, Brașovul este foarte important pentru istoria Transilvaniei și istoria țării, datorită vechimii, și e unul dintre puținele orașe care are dată certă de fondare. Nu? După aia este un oraș care, după toate necazurile și incendiul, el și-a păstrat, prin forma străzilor, caracterul medieval. Și de asemenea are și o foarte mare importanță în istoria militară română, pentru că și la ora actuală o mare parte din acele ziduri de fortificații au rămas. Și am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa. Ne vedem la baza zidurilor. Ne aflăm în zona după ziduri. După cum vedeți, aici sunt o parte dintre zidurile fortificațiilor din Evul Mediu, care stau ca o mărturie căci Brașovul a avut o perioadă frământată cu multe lupte, s-au construit fortificațiile. Prima fortificație pe această latură a avut 8 turnuri de pulbere și 2 bastioane, bastionul curerarilor mai jos și bastionul fierarilor. Ele s-au construit în secolul 15. În secolul 16 s-a construit bastionul Graft. El a fost dat în întreținere și pentru apărarea orașului curelarilor. Deci toate breslele dețineau anumite zone din fortificații pentru apărare. Cele mai reprezentative brezle, pentru că erau 50 de brezle. No, și primeau spre apărare bastioane, ziduri, porțile de intrare, se instruiau. Acel bastion
făcea legătura între un turn, turnul alb, o să mergem să-l vizităm, și zidurile, interiorul cetății Brașovului. El a fost construit în secolul XVI. Prin secolul XIX, datorită inundațiilor, zidurile cetății au început să se mai surpe, pentru că apa nu mai era lăsată să intre în cetate. S-a bifurcat. Aici rolul ei era de a împiedica inamicul să ne înainteze, dar și un rol de versare. Căci înainte, când nu erau fortificațiile, în Brașov intra apa, că era utilă pentru meșteșugari. Erau canale săpate aproape pe toate ulițele. Apă necesară în procesul de fabricație și pentru curățenia orașului. Apa de băut era conectată prin conducte din lemn de brad. Erau puțuri pe foarte multe stăzi, erau puțuri făcute în pânza freatică pentru ca fie apă de băut, să te speli. Dar după un timp s-a deviat pe aici și așa, au săpat și s-au făcut, prima dată era numai o arcadă, s-au mai construit două ca să mențină să nu se dărâme zidurile. Mă rog, prin anii 1900 au fost desființate două arcade, a rămas numai una, căci aici s-au făcut niște construcții, s-au făcut modificările timpului. Bun, să mergem mai departe acum. Uitați, este o zonă foarte frumoasă. Aici este zonă de promenadă, o zonă romantică în zilele noastre. E o plăcere să te plimbi în orice anotimp și mai ales și noaptea, unde este luminată foarte frumos. Apa nu mai miroase, înainte mirosea, pentru că se arunca în această apă tot felul de lucruri. Da, deci este ultima arcadă care a rămas și a din spatele meu. Deci aici bastionul Graft, șelarii au avut grijă de el. Da, da. Și mai sus este turnul alb, construit în secolul 15. Da? Are o diferență de nivel față de zidurile cetății de 30 de metri. Este cam la 60 de metri distanță față de ziduri și legătura prin care se făcea aprovizionarea era printr-un pod mobil între bastionul Graf și turn. Are ochiuri de tragere pe toate părțile, formă semicirculară. Are de asemenea și guri de smoală, pe unde se arunca smoală sau ulei încins. Era foarte greu de cucerit. A fost cel mai înalt punct de observație din cetate. Și de aceea era foarte greu să ajungi. O să vedeți când urcăm ce greu era de cucerit. Mai jos avem catacombele care făceau legătura între turnuri și diverse puncte de interes din cetate. Se aude că pe sub Brașov sunt foarte multe tuneluri, dar nimeni nu mai are curajul să intre prin ele, să nu se prăbușească. Această catacombă a fost deschisă la un moment dat publicului, până acum vreo 3 ani parcă. Dar numai câțiva zeci de metri puteai să înaintezi în ea. În aceste catacombe existau 3 gropi de alimente. Deci în caz de războaie sau diverse evenimente crunte, lumea venea pe aici prin catacombe și aveau mâncare. Numai 3 oameni știau unde erau locurile cu mâncare și aia era rău, pentru că dacă ei mureau în lupte,
nu mai știa nimeni unde se află mâncarea. Au fost perioade de foamete, că se mânca și scoarță de copaci. Și s-au mâncat, ai noroc că pădurea este aproape și oferă multe. Bun, acum să urcăm pe rapid. Am ajuns. Acest turn e greu de urcat, apoi de cucerit. Are 20 de metri înălțime pe latura cu cetatea și 18 metri înălțime în spate. Are 19 metri lățime. În interior s-a mai păstrat un horn de la o sobă unde se încălzeau cei care păzeau acest turn. Vedeți, are creneluri, are guri de tragere, guri de smoală pe toată circumferința, pe toate părțile. Aici e o priveliște foarte frumoasă, unde se pot face poze foarte frumoase. După cum vedeți, Biserica Neagră în dreapta, după aia urmează Casa Sfatului în stânga, Piața Sfatului, clădirea aceea pe colț unde este restaurantul Cerbu, este fosta casă a negustorilor. Na, cam astea ar fi și, după cum v-am spus, parcelele care s-au făcut, vedeți pe parcele cum s-au construit după ce s-au desființat zidurile. Deci, înainte, lângă ziduri era un drum de acces în care cei care apăreau cetatea ajungeau foarte repede prin străduțele înguste dintre parcele, dintre blocurile de parcele. E, după ce a scăzut importanța fortificațiilor, s-au distrus din ziduri și au început parcelele de îndesire, adică cele mai scurte, 10-15 metri lățime și 10 metri lungime, că nu mai era spațiu. Și au intrat până în zid. Păi, în unele zone au fost și 2-3 rânduri de zid de cetate. E, și între zidurile de cetate erau șanțuri, erau valuri și pe acolo apărau cei care luptătorii care apăreau cetatea, aveau grijă de acele distanțe dintre ziduri. Vedeți, casele sunt ghesuite și tipic german, nu, străduțe înguste, acoperiș în două ape, picurătoarea la șosea și ganguri, multe ganguri, tipic orașelor germane. Da, cam atâta deocamdată, mergem la Turnul Negru. Am ajuns la Turnul Negru. Denumirea de Turn Negru provine de la incendiul din 1689. El a mai luat foc odată, anterior acestei date. Zidurile fiind negre, din cauza incendiului, i-a rămas denumirea de Turnul Negru. Are 11 metri înălțime, este de formă pătrată. E, și ca și în cazul turnului alb, legătura între el și cetate se făcea printr-un pod mobil. Pod mobil care ajungea la bastionul fierarilor. Bastionul fierarilor se află acolo, în colț. În spatele meu se află bastionul fierarilor, de care am pomenit sus la Turnul Negru. Se făcea legătura între bastion și turn cu un pod mobil, printr-un pod mobil. A fost construit în același timp cu bastionul Graft, este pe trei niveluri. Avea guri de tragere, la bază avea niște guri de tragere pentru tunuri mici. A avut și o poartă mai mare, dar încurca, s-a dărâmat, a venit incendiul din 1689 și a fost distrus total. E, 20 de ani a stat așa în paragină, după care s-a reconstruit și
a fost amenajat pentru depozit de grâne și locuință. Din 1938 s-a adus arhiva aici și a rămas așa, Arhivele Naționale. În dreapta se află un fost liceu care aparținea de liceul Honterus, o aripă a liceului Honterus. De fapt era o școală de băieți, după ce ne dăm seama, turnul de sus, dacă se vede, în turnul acela exista un telescop și se studiau astrele. Acum funcționează maternitatea din Brașov, din anul 1973. Am urmat zidurile fostei cetăți și am ajuns la poarta Ecaterina, cea mai bine conservată poartă și cea mai frumoasă poartă din Brașov, în latura vestică. Numele îi vine de la o fostă mănăstire aflată în apropiere, o mănăstire franciscană care îi spunea Sfânta Caterina. Se pare că a fost construită pe urmele unei vechi porți. Are 3 niveluri, mă rog, era un ansamblu de fortificații, era mult mai lung acolo. În partea aceea era o școală, s-a construit ulterior, după ce s-a dărâmat zidurile, o școală de fete. În față era șanț de apă, pod mobil, ca la orice, deci cetatea Brașovului era înconjurată în mare parte de șanțuri, valuri de pământ. Toate porțile aveau poduri mobile. După cum vedeți, deasupra turnului, care are 3 niveluri, este emblema Brașovului, emblema orașului Coroană, Kronstadt, nu? Cum se numea pe atunci. E și o inscripție din 1559. Și un detaliu foarte important, cele 4 turnulețe, care indică faptul că în Brașov se executau pedepse capitale. Jus gladis se numea. Jus gladis. Asta însemna. O să vedeți că mai încolo este poarta Schei, care după ce s-a închis poarta Ecaterina, nu mai renta meseria și au zis, domnule, stricăciuni, incendiu, cutremure, nu mai. Au demolat și au lăsat numai intrarea în turn și au construit alături în 1827-28 poarta Schei, care seamănă cu un arc de triumf, are 2 treceri pentru pietoni și o trecere pentru mașini. Are inscripții în limba latină pe ambele fețe, una referitoare la construcție și a doua referitoare la regele Francis, care a venit în vizită în cetate. În spate, în dreapta, se află liceul Shaguna, fosta școală gimnazială. S-a pus temelia în 1850 de către episcopul Shaguna, care mai târziu a devenit mitropolit al Ardealului. De pe băncile acestei școli au ieșit foarte mulți oameni importanți, academicieni. Din curtea liceului Traian Vuia a decolat în 1911. Este un liceu foarte renumit. La un moment în Transilvania era pe locul 3 ca valoare. Acum vom continua drumul cetății. Aici să vedem un pic și aici. Pot să zic doar că este o pictură renascentistă, Bolta, că altceva n-am ce să zic. Și aici aproape chestia aia cu... Dar după aia trebuie să ne întoarcem cu Vlad Țepeș, casa unde a stat iubita lui. Așa. Bolta porție Caterina. Este foarte frumoasă și este pictată în stil renascentist.
Ne aflăm în fața clădirii Poarta Schei numărul 14, loc unde a locuit o parte mare din viață iubita lui Vlad Țepeș. Da, pare ciudat, Vlad Țepeș, omul crunt, omul dur, să aibă o poveste așa frumoasă de dragoste. Prin anii 1400, în preajma Crăciunului, era zăpadă și Vlad Țepeș avea 24 de ani. Se plimba pe aici, la un moment dat vede o sanie trasă de 4 fete care se chinuiau să o târie. E, și s-a dus să le ajute. Atunci a văzut pentru prima oară chipul fetei pe care o chema Catarina, o săsoaică care în copilărie a crescut la o mănăstire. Locuia aici datorită faptului că un incendiu le-a distrus casa și s-a mutat la niște rude. Erau foarte săraci, dar era foarte frumoasă. Era o blondă cu ochii albaștri. Efectiv, Vlad Țepeș a fost izbit de frumusețea ei. Ea auzise despre el și a rămas și ea impresionată de gestul lui. Ea avea doar 17 ani. De atunci Vlad Țepeș o vizita des, îi făcea cadouri. A avut 5 copii cu ea, 3 băieți și 2 fete. Uitase de toate amantele pe care le-a avut, pentru că lui îi plăceau femeile, dar și le-a păstrat în preajmă și le-a căsătorit cu prieteni de-ai lui. Soția lui aflase de idilă, suferea mult, el a vrut să divorțeze de 2 ori, s-a dus și la papă, dar la catolici era foarte greu să divorțezi și n-a primit acordul. Era foarte aprig, dacă afla că cineva îi făcea curte, păi, putea să scoată sabia să facă moarte de om. Într-o seară venind aici și o aștepta, nu era acasă, era deja înserat și într-un final a apărut și s-a dus la ea și un pic nervos, dar a vrut să o sărute. Ea, fugind pe străzi, a prins-o să o sărute și un preot în întuneric a crezut că o atacă cineva și s-a dus la el. Nu văzuse că e Vlad Țepeș. Băi, ce faci? Nu știu ce. Vlad Țepeș a scos sabia mai să-l taie. Vlad Țepeș avea o relație proastă cu sașii pentru că nu-i conveneau mărirea taxelor. Adică cine venea în Brașov trebuia să plătească taxe ca să-și vândă mărfurile. Lui Vlad Țepeș nu i-au convenit și lucrurile acestea. Pe unii negustori a tras și în țeapă. E, și sașii au prins boală, cum se spune, pe iubita lui. Și într-o zi au dus-o la stâlpul infamiei, au umilit-o, au bătut-o, i-au tăiat părul. El când a aflat era să dea foc Brașovului. De-abia a fost liniștit să nu facă asta. E, a făcut rost de o bucată din părul ei și a păstrat-o în dulap pe o pernuță. Soția lui, descoperind după un timp părul Caterinei, l-a certat, dar el foarte aprig era să o lovească. El tot spera să se căsătorească când, după ce a murit soția lui Vlad Țepeș, s-a sinucis. El chiar avea de gând să se căsătorească cu Caterina, dar ghinionul l-a făcut ca Matei Corvin să-l aresteze. A stat 14 ani în închisoare, el fiind domnitor în 3 perioade. A stat 14 ani, a suferea foarte mult. Și după ce a ieșit din închisoare, iar a vrut să se căsătorească, dar a fost omorât. N-au mai apucat. 20 de ani a durat povestea lor de dragoste. Ea, după ce a murit Vlad Țepeș, s-a dus iar la mănăstirea unde a crescut în copilărie. Nu se știe cât a mai trăit, dar se pare că numai 2 ani, dar nu mai vorbea cu nimeni. Era foarte tristă și probabil supărarea
La numai 39 de ani a făcut-o ca să își dea sfârșitul. E, tot în Brașov a mai venit un mare domnitor, Mihai Viteazul. A venit de 4 ori, prima dată în 1599, unde în clădirea Casei Sfatului a făcut dieta Transilvaniei și după aia a mai venit de 3 ori în 1600. El era întâmpinat foarte bine de brașoveni, dar ultima dată când a venit, sașii l-au trădat, judele l-a trădat, nu mai țineau cu el și după aia și Mihai Viteazul a murit. Alt personaj care a mai trecut prin Brașov a fost Jules Verne, însă soaicele erau foarte frumoase. El a avut o iubită din Homorod, o localitate de lângă Brașov. Ea era și măritată în București, mă rog, și el a mai fost prin Brașov când a ajuns cu trenul de la București la Brașov. Deci cam atâta despre trei figuri legendare. Da. Urmăm cursul zidurilor fostei cetăți, ne aflăm lângă poarta Schei și lângă fostul liceu sportiv. Aici înainte se afla șanțuri, valuri, zidurile cetății. După care s-au dărâmat, s-a construit liceul sportiv și un pic mai sus această frumoasă clădire proiectată de un arhitect vienez. În această clădire la ora actuală se află singurul muzeu al turismului montan. Da, Complexul Olimpia. Deci el a fost construit numai un an de zile, la sfârșitul anilor 1800, prin decizia reuniunii patinatorilor. S-a deschis într-un cadru solemn, inaugurarea a fost făcută în carnaval, în decembrie. Erau două terenuri de tenis, dar iarna funcționau ca și patinoar. În continuare urmăm cursul zidurilor. Ajungem la bastionul Țesătorilor. Toate bastioanele de pe această latură și de pe toate laturile Brașovului au fost construite în secolul 15-16 și în mai multe etape. Bastionul Țesătorilor are 4 niveluri, galerii interioare din lemn de stejar. În sala armelor este o machetă a cetății Brașovului, o machetă foarte frumoasă. Are la etajele superioare guri de tragere mai mici pentru arme mai mici, jos guri de tragere pentru tun. În timp și-a pierdut utilitatea, a fost folosit ca depozit, ca arhivă. Mă rog, are acustică foarte bună și acum se țin concerte de către Filarmonica din Brașov. Bastionul Funarilor, în continuare, vedeți, linia asta roșie este aleea de sub tâmpada, zidurile cetății. Deci dunga roșie e zidul cetății? Nu, nu. Ăstea, zidul cetății e cel în gri. Aha, ok. Așa. Bastionul Funarilor se zice că ar fi fost cel mai puternic bastion. Se făceau funii, sfori. Aici bastionul Postăvarilor. Aici pădurea era defrișată, se uscau postavurile. Aici, dacă mergem în continuare, Brașovul avea 3 porți. Această poartă făcea legătura cu strada Castelului. Era o apă murdară datorită faptului că meșteșugarii puneau pieile în apă și deversa un canal. Aici poarta principală și poarta Vâmii. Aici se strângeau comercianții din Moldova și intrau. Aici poarta principală poarta principală a fost dărâmată și ea prin anii 1800. De fapt, toate trei porțile au fost dărâmate datorită restimatizării orașului și în care se întindea și prin suburbii. S-au construit clădiri noi, cum am zis, Palatul Justiției, Teatru Dramatic. Aici undeva este închisoarea unde a fost
închis Nicolae Ceaușescu 6 luni și s-a înscris în Partidul Comunist. Acolo se zice că a învățat și limba franceză. Da. Și aici, pe partea cu porțile, o să vă spun despre locurile de execuție. Este o poveste interesantă. Acum ne aflăm la capătul străzii Republicii, strada cea mai populată din Brașov, stradă plină de magazine, de terase. Din acest loc să vă povestesc despre ceea ce vedem. Haideți să începem din partea aceea. Datorită noului plan de sistematizare din anul 1900, astfel încât suburbiile să se dezvolte, după ce s-au dărâmat porțile, zidurile cetății pe partea aceasta, s-a construit în 1902 Palatul Justiției. Acum este Consiliul Județean și Prefectura, Curtea de Apel. Anexa din spate, în spatele clădirii se vede o anexă, acolo a fost fosta închisoare în care a stat 6 luni închis Nicolae Ceaușescu. Și Ceaușescu, acolo se spune că a intrat în rândurile Partidului Comunist și că a luat de la un profesor lecții de franceză. Cam cât s-a luat? 16 ani, cam așa. Locul acesta este încărcat de istorie în anii de la 1987-1989, în 1987 a fost mișcarea muncitorilor din Brașov. Când au venit aici, au demonstrat și au devastat clădirile. Clădirea era Sfatul Popular, acolo era primăria, în zona cealaltă. Au intrat, au devastat, au aruncat de pe ferestre tot ce au găsit de la fabrica de autocamioane, dar ei au pornit revolta. Dar între timp au venit mulți locuitori și copii, foarte mulți. Eu am în bloc copii care au fost anchetați, bătuți. Nici acum, ei sunt plecați în străinătate, dar nici acum, dacă îi întreb, nu le vine să povestească. Deci erau minori și au fost torturați. Și eu am ajuns în 87 în locul ăsta, dar eram la muncă și am ajuns preînserat cu un prieten. Mai încolo era cordonul de scutieri. Am vrut să urcăm pe cetățuia Brașovului ca să vedem de acolo ce se întâmplă. Dar cordonul de scutieri era pus la trepte, nu te lăsau să urci. Și atunci a venit un soldat la mine, cu ochiul vânăt. Se vedea pe ei că tremurau de frig, erau înghețați, aduși de dimineață acolo. Deci, și m-au rugat să intru în restaurantul de lângă ei ca să le aduc ceva apă. Și eu am întrebat, păi cum să intru, că sunteți voi, nu pot, și că vă dăm noi drumul. Și am intrat cu prietenul meu în acel restaurant, în bucătărie, și am spus, vă rog, niște apă și pâine pentru soldații de afară. Când mă uit mai bine înăuntru, erau ofițeri, subofițeri de la securitate, de la poliție, mâncau, se giftuiau, stăteau la căldură. S-au uitat la mine așa, dar n-aveau ce să spună, că erau marturi, bucătarii, ospătarii. Ei, mi-au dat niște sticle de apă și pâine și le-am dus soldaților. Țin minte că soldatul era din Maramureș și mi-a strâns mâinile, așa, cu ambele mâini mi-a strâns mâna recunoscător și, nu știu, m-a impresionat foarte mult. Nu era vina lor că erau scutieri, dacă așa o făceau armata la miliție pe vremea aceea. În 89 vreau să vă spun că după fuga lui Ceaușescu, pe aici a început să se tragă prima dată și aici au fost primii morți. A murit și o cunoștință de-a mea. Peste drum este cimitirul eroilor, în părculețul acela. Și soldații erau aici, aveau saci de nisip, nu știu ce, se trăgea în Modarom, că din Modarom se auzea cum se trage chipurile către ei, dar în clădirea
Aceea nu era în urmă de glonț. Nu, nu. E, în schimb, clădirea Modaromului a fost ciuruită. S-au mai păstrat de atunci, vedeți sus acolo în chenar, urmele de la gloanțele Revoluției din decembrie pe care le-a tras armata. Așa. Ce mai vedem aici? Pavajul, unde este cu piatră albă, a fost zidul fostei cetăți medievale. Pe aici era poarta. Poarta de intrare pe strada Porții. Așa îi spunea, strada Porții. Pe ea, în interior, era pictată scena din Viața de apoi. Pentru că aici erau și locuri de execuție. Pe stânga, o clădire construită tot pe la începutul secolului 20. Clădirea aceasta roșiatică, era un liceu și peste drum de ea, un pic mai sus unde e McDonald's, un pic mai sus, a fost sediul primăriei. E, peste drum de primărie, în 1910 s-a inaugurat restaurantul Coroana, cel mai celebru restaurant și cel mai bine pus la punct restaurant din Brașov, până când s-a construit hotelul Aro în 1938. Clădirea verde este. Toate serviciile erau de cea mai bună calitate. Camere excepționale, cafenea. Deci avea o cafenea celebră unde veneau scriitori, veneau mulți, acolo se făcea o bârfă, se legau prietenii, ultimile știri, se citea presa, se comenta, se scriau poezii. Acolo a fost Lucian Blaga, Octavian Goga, Petre Țuțea, au fost mulți. Emil Cioran, el preda la liceul Șaguna, stătea în gazdă pe aici și după oră îl puteai vedea în cafeneaua vieneză. Și a scris o carte din Brașov. În Brașov a scris o carte. Aveau servicii de transport, luai trăsura sau aveau omnibuz, îi duceau până la gară sau toate serviciile de cel mai ridicat nivel. S-a și extins pentru că lumea aflase, s-a extins hotelul, camerele, numărul de camere s-a mărit. Nu se spune că pe vremea aia, la 200 de oameni era o crâjmă în Brașov. Vorba românului, buzunare goale, dar crâjmele pline. Da. Bun. În continuare, pe latura aceea, vedem poșta. Poșta română, ea din start a rămas, din 1906 s-a construit în stil Art Nouveau și baroc și a rămas așa. E, pe lângă clădirea aia mai jos, în 1989, în data de 23 decembrie, eram cu lumea la manifestație. Eram tânăr, chiar terminasem armata și mă uitam pe la ferestre. Se trăgea, pe aici se trăgea. Un pic mai jos, la 100 de metri, încă nu se trăgea. Și la un moment dat am sesizat că la etajul unei clădiri s-au deschis ambele geamuri deodată și am văzut două țevi de pușcă. Și am strigat la oameni, la geamuri, se trage și... Atunci lumea s-a dat lângă gardul cimitirului, dar, din păcate, un bătrân a fost împușcat. După aceea au venit soldații vis-a-vis de clădirea respectivă cu mitraliera cu bandă și au început să tragă în clădire și câțiva au intrat în clădire și am văzut că l-au scos afară pe unul dintre cei care trăgea din clădire. Era închis la culoare, culoarea feței era închisă, îmbrăcat în haine khaki. Și era încadrat de soldați. Lumea văzându-l s-a dus la el și să-l bată. Soldații n-au putut să opună rezistență în fața mulțimii. Eu era să fiu strivit de zid între zid și lume se împingeau să-l lovească.
Eu spun că l-au linșat acolo, nu știu, n-am văzut că era atât de multă lume, dar în orice caz au dat în el foarte mult. Chiar vorbeam și cu soldații, spuneau că au prins oameni care se bănuia că au tras în oameni, dar pe de-o parte îi băga în curtea unității, pe spate îi scotea, îi elibera. Acest loc, și nu numai, mai are o încărcătură fantastică. Aici se făceau execuții. Putem să mergem mai încolo, dacă este. În Brașov, în Coroană, în orașul Coroană, au existat în evul mediu mai multe locuri de execuție. La fiecare poartă de intrare în orașul Brașov era câte un loc de execuție. Dar primul loc de execuție a fost în Piața Sfatului. Acolo, în anul 1520, s-a montat stâlpul infamiei. Se spune că prima execuție a fost în anul 1420. Multe execuții nu erau trecute în documente, dar din documentele care s-au studiat, reiese că au fost 400 și ceva de execuții în 240 de ani, dar pe total, de când au început să se facă execuții dinaintea documentelor care aminteau de execuții, se pare că au fost vreo 900 de execuții. Nu se vede de aici. Este dealul Melcilor. Înainte îi spunea dealul Furcilor sau dealul Spânzuraților. Pe dealul acela se construise o spânzurătoare din lemn, care după aia a fost înlocuită cu o spânzurătoare din piatră, în care în loc de funie se folosea lanț. Și când te apropiai de Brașov și vedeai spânzurătoarea aceea, te cam înfiorai. Dar Brașovul era un oraș jus gladis, deci dreptul de execuție capitală, se pronunțau sentințe de execuție capitală, asta era. Apare într-o schiță, prin anul 1700, o schiță de asta de urbanism, apare acolo sus pe dealul Melcilor o spânzurătoare, niște țepe cu capetele înfipte și casa călăului, care era acolo. Călăul nu putea să stea în localitate, între zidurile cetății, era mai aparte. Execuțiile... De ce nu putea să stea? O să ajungem și acolo. Execuțiile au fost făcute pentru diverse fapte. Adulter, furt, bătaie, omor, scrieri. Dacă scrieai ceva despre oficialitățile cetății, iarăși te executau, pedofilie, zoofilie, incest, adică tot ce îți trece prin cap ca faptă, erai executat. Metodele de tortură erau diverse. Ce scape acum cu amendă, atunci te... Da, 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 da. Scrierile calomnioase, că ei veneau seara oamenii nemulțumiți de conducerea cetății și lipeau pe zidurile Piaței Sfatului scrieri calomnioase. Și cine erau călăii? Călăii erau țiganii. Țiganii locuiau pe unde se vede acolo, în spatele fostului Palat de Justiție, era țigănia. Erau barăci, acoperișuri din paie, ulițe cu noroi. Mă rog, dar călăul nu stătea între ei, n-avea voie. Stătea pe dealul
Nelcilor, cum îi spune acolo, unde era ăsta, spânzurătoarea de piatră. E, în schimb, meseria lor era foarte bănoasă, în funcție de metoda de execuție. Păi, da, ei primeau bani de la cetate. Deci, așa, fiecare țigan mai era obligat, după fiecare execuție, să le dea și lor bani, călăilor. Era un călău cu două ajutoare. Deci erau foarte, erau avuți. Deci, la un moment dat, au început să-și o ia în cap și se îmbătau, făceau prostii, violuri. Și nu încă... și după aia. Ba da, și ei au sfârșit executați, pentru că s-au luat și de personalități. Chiar au fost scrise în cronici aceste execuții. Primul călău ăla a murit groaznic. A fost legat de cal, târât de trei ori în piața Sfatului, pe jos, de cal. După aia a fost dus pe aici, la spânzurătoarea de pe... Așa, tăiate mâinile, capul și... Primul călău. Da, și îngropat la groapa de gunoi. De ce? Pentru că s-a luat de niște persoane mai suspuse și au omorât vreo 7 oameni când se îmbăta tăia. Ce prindea, da. Deci n-a omorât prin prisma jobului. Nu. Altul a mai omorât o fată și ce se spune că i-a vândut sângele unor evrei, sângele fetei unor evrei, dar era ciudat că pe vremea aia evreii n-aveau voie să locuiască în Brașov, doar în Alba Iulia. Dar... Da, era ciudat, poate a mințit în declarația lui, pentru că Maria Tereza a dat ordinul terezian în care era legal să schingiuiești un om, prin care se specifica că era legal să schingiuiești un om pentru a spune a mărturisi. Și dacă îl schingiuiau și ăștia îi spuneau zi așa, scrie așa, da, ăla zicea. Că astea erau vremurile. Călăii îngropau victimele de pe oriunde mergem pe aici și pe dealul ăla al Melcilor se făcea plajă, dar sunt la schelete, deci cam tot, pe la margine, că s-au dat și lupte și ăștia omorâții prin torturi. Și, e plin, dacă sap, s-au și descoperit în timp când s-a săpat pentru construcții oseminte. Și în piața Sfatului și în jurul Bisericii Negre, călăii o îngropau în locul execuției, îngropau pe cei executați. Bisericii Negre, da, sunt schelete. Da, da. Pe dealul Melcilor, de-aia, poate și copacii au niște forme mai ciudate, nu știu, în unele zone nu crește vegetația. Am mers de multe ori pe acolo, zic, da, de ce? Seara încă n-am fost. Așa. Aici era loc de execuție, erau două lacuri și aici se înecau cele care erau considerate vrăjitoare. Păi, pe vremea aia, ca să fie considerată vrăjitoare, trebuia să fie ori frumoasă și singură și periculoasă pentru unii, sau dacă vindecai prin... tratamente naturiste, îl făceai pe unul bine, zicea gata, vrăjitoare. E, și erau două locuri și le aduceau aici, le legau bolovanul de picioare și le aluncau în lac. Dacă pluteau, ziceau că da, clar, a făcut pact cu diavolul. Rar s-a întâmplat să nu se nece, dar oricum după ce se necau, le omorau și le ardeau pe rug. De obicei, pe rug, era și un rug aici, pe rug nu-i urca vii. Au fost cazuri când i-a urcat vii, dar mai puține. E, și locurile de execuție erau spațioase, adică erau chemați bărbații, femeile, nu. Mai ales cele tinere și necăsătorite, că... Na, el se spunea că dacă se uită cum plutesc cadavrele sau astea, le poartă ghinion pe toată viața și se urățesc și nu le mai ia nimeni de soție, de nevastă, așa. Și se uitau bărbații că se practica chestia asta să te aducă cu forța la execuții
și cu rol educativ. Da. Să, exact, să nu faci așa ceva, să nu... Că așa sfârșești. Da, și executați au fost cam de toate națiile români, dintre femei și bărbați. Bărbații erau cei mai mulți executați, femeile mai puțin. Bărbații dintre români și ștași, zic că iau pe etniile cele mai reprezentative. Românii erau executați pentru furt, vandalism, omor. Sașii erau pentru adulteri, incendiu și la omor erau cam pe același loc cu românii. Și erau aprigi. Aia urmau unguri, turci, țigani, sârbi, greci, felul de a fi executat cel mai sinistru era smulgerea de membre. Legau cu caii de cai membrele, mâinile, picioarele și le smulgeau, dar se, pe lângă arderea pe rug, spânzurătoare, decapitare, apropo la decapitare, nu se punea capul pe butuc, îi punea să stea în genunchi și le lua capul așa. Deci erau alte, că și în la spânzurătoare, v-am spus, nu era funii, era lanț. Și capetele lor erau lăsate zeci de ani să, acolo, să putrezească. Era trecerea printre rânduri, asta era un fel de execuție habsburgică. Stăteau soldații pe două rânduri, tu treceai printre ele și te înțepau cu baioneta și te loveau cu patul puștii. Roata se practica, trasul în țeapă, smulgerea de carne de pe tine, erai viu și smulgeau. Dar cele mai uzuale erau spânzurătoarea, decapitarea, tragerea, arderea pe rug. Am astea trei. Era un criteriu pentru care se făceau? Da, la ăștia mai înstăriți, oamenii mai înstăriți erau decapitați. Adică era mai simplu. Da, moarte mai ușoară. Mai rapidă, da. Fără da. Pentru deci, furturi mai mărunte, pentru astea te mai chinuia și, apropo de torturi, înainte să mor, se făceau torturi, da, se făceau de dimineața, pe stomac, când cel care trebuia să fie executat avea stomacul gol, adică, da, și din 15 în 15 minute mai venea călăul, mai lovea, îl mai chinuia. Nu trebuia prea tare, că dacă dădea prea tare așa, putea fi amendat sau să nu mai facă acea meserie. Să se interzică să mai fie călău și fiind meserie bănoasă, nu-i prea convenea. Au fost și izgoniri din oraș, pedepse mai ușoare, așa, mă rog. Stâlpul infamiei s-a mutat în afara orașului, deci prin 1600 s-a mutat în afara cetății. A stat aici, era un stâlp cu niște inele de lier, te legau de ele, îți lega... Ce înseamnă stâlpul? Deci, un stâlp, erai legat de el și acolo te biciuiau, te băteau, te om puteau să te și omoare. Sau îți legau de gât o plancardă, în Muzeul de Istorie există o plăcuță care scria ce ai făcut, să te facă de râs, te scui pe mulțimea. Da, da. O altă pedeapsă, de exemplu, niște fete mai ușuratice au fost puse să tragă căruța cu gunoi prin piața Sfatului, să le facă de râs. Da. Mai era, deși în poarta de jos mai era, acolo se folosea mai rar execuția acolo, dar acolo au fost oborâți un capitan, un zoofil, era soldat habsburgic și a fost omorât el și cu vaca. De ce era? Da.
Și după aia cenușa lor s-a aruncat în spatele mănăstirii duminicane și ieșise scandal destul de mare pe tema asta. E, cei mai avuți care au fost executați lângă hotelul Laro mai jos, cum au fost două rânduri de ziduri, erau îngropați acolo. Când s-a construit hotelul Laro, aripa veche, s-au descoperit oseminte, deci acolo erau cei mai avuți. E, s-a desființat pedeapsa asta, dar întâi s-a desființat plata călăilor prin 1700 ceva, prin 1800 ceva s-a renunțat la pedepsele medievale și a rămas doar împușcarea. Da, urmăm cursul fostelor ziduri ale cetății Brașovului. Ne aflăm lângă Parcul Central. Înaintea Parcului Central erau niște drumuri în care veneau negustorii, opreau la porțile orașului. Mai jos era poarta Vămii, unde se făcea vama. Opreau cei din Moldova, în special. E, în timp, în 1885 a devenit parcul acesta, s-au împădurit aleile cu niște copaci mai rari. Dincolo de parc, spre dealul cetățuii, s-a pus un brâu de copaci. Pe la începutul anilor 1900 s-au repartizat 12 loturi de pământ de câte 600 de metri pătrați, care prin achiziție condiționată a fost dat unor oameni mai înstăriți din Brașov, care au avut rol în rol semnificativ în unirea de la 1918. Casele sunt foarte frumoase, au fost luate la un preț foarte mic, 80 de lei metru pătrat și un salariu mediu pe atunci era de 12.000 de lei. Presa vremii a scris despre acele case de pe șirul cetățuii, dar când s-au dat casele, s-a numit strada Nicolae Iorga. Presa a scris despre modul de atribuire și despre oamenii care au fost împroprietăriți cu aceste case și se spunea strada Nicolae Iorga mai era numită și strada hoților. Pentru că s-au luat prin șmecherii acele loturi de pământ. Nici pe atunci lumea nu prea era corectă. E, și deasupra acelor vile vedem unde e drapelul cetățuia Brașovului, care a fost construită, construcția a fost începută în secolul XVI. Era un turn, 5 etaje, după aia s-au pus un bastion cu 4 turnulețe de lemn. Petru Rareș, când a venit, a distrus tot, după aia s-a refăcut, s-au făcut șans de apă, pod mobil, ca la orice fortificație. O fântână în interior, adâncă de 81 de metri. Așa, au venit Habsburgii, Franz Iosef al II-lea a dat ordin să se refacă cetatea și a reforma de atunci, de prin 1700 și ceva, și a păstrat forma definitivă. E, el a vrut să vândă cetatea brașovenilor, brașovenii n-au vrut să o cumpere și atunci a făcut o închisoare în care erau închiși francezi, ruși, mă rog. A venit primul război mondial, după
primul război mondial, s-au dus lupte acolo, mă rog, era la înălțime, au pus mitraliere, tunuri. După primul război mondial a fost iar închisoare și a fost dăruită, pardon, a fost dăruită regelui Carol al II-lea. Păi au venit comuniștii, a fost iar închisoare, a fost stație de bruiaj a securității, au fost arhivele naționale care s-au mutat după aia la bastionul fierarilor, de care am pomenit mai devreme. Aia a fost restaurant, închisă, dar anul ăsta sperăm să-i dea drumul, că va fi un punct de atracție foarte frumos tot pentru turiști. Tot restaurant? Da, da, în scop turistic. Înăuntru este foarte frumos. Se poate vizita? Acum nu. Este închisă de câțiva ani. A fost un litigiu între primărie și o firmă de turism. Și până la urmă a câștigat primăria. Ei, uitați, acolo sunt vilele de care vă spuneam, foarte frumoase, ce pe strada Nicolae Iorga. Da, hotelul Laro. Am ajuns la hotelul Laro. Aripa asta veche. Aici, aripa veche a fost proiectată de către nepotul lui Ion Creangă. Horia Creangă. Avem și în București o clădire făcută tot de el. Magherul. Da. E, și aici... Aici, după cum v-am spus, erau două ziduri de cetate și între ziduri se îngropau oamenii executați care erau mai, au fost mai înstăriți. S-au descoperit o seminte. Na, și încolo, unde e sensul acela giratoriu, când l-au făcut, se spune că s-au descoperit o seminte. Era poarta vămii, se închidea cu niște grilaje foarte grele. Pe acolo a intrat și Mihai Viteazu. Tot așa era șans de apă, pod mobil. După aia, un cutremur s-a dărâmat, au construit altă poartă, asemănătoare cu poarta Brandenburg din Berlin. Dar, între timp, construindu-se căile ferate prin Brașov, s-a făcut și un tramvai. Și nu mai intra prin poartă. Tramvaiul făcut în Germania mergea până la, în Piața Sfatului, se întorcea. La liniile tramvaiului s-a lucrat 10 ani, avea o lungime de 17 km. E, și poarta a fost dărâmată pentru ca să încapă tramvaiul. Era un tramvai cu abur la început, după aia s-a adus locomotivă pe motorină. Făcea zgomot mare, presa vremii din respective a scris că era o hardughie urâtă și zgomotoasă. Circula în afara orașului cu 20 de km pe oră, în oraș cu 10 km, până la 8 seara circula, dar în zilele de târg până la ora 3. E, și da, e, și după aia, încet, încet, prin anii 1900 și un pic, s-au desființat dintre linii și mai erau folosite de către navetiști. Cam până pe la mijlocul secolului 20 a fost acel tramvai. După aia, în timpul Ceaușescu, a mai avut un tramvai care s-a desființat. E, tramvaiul trecea și prin fața primăriei, pe unde am fost mai înainte. Pe atunci se ținea la statutul social. Era o rușine tu ca om avut să circul cu tramvaiul. Și dacă n-aveai bani de căruță sau să-ți cumpere o mașină, așa prin anii 30, că apăruseră și mașinile, te vedea cu tramvaiul, te făceai de râs
Și există o legendă că era fata unui mare negustor din Brașov, care de curiozitate s-a urcat în tramvai și a fost văzută și nu a reușit să se mai mărite niciodată. Da, da. E, și între timp tramvaiul mai circula de la marginea Brașovului, pe unde ați venit dinspre București, până în Săcele, în zona aia. Așa. Peste drum avem cercul militar, o construcție în stil românesc, foarte frumoasă, și pe interior se țin nunți, construită prin la începutul anilor 1900, pe la mijlocul anilor 1950-1900. Transgiratoriu, unde se spune că sub el au fost lăsate oasele care s-au descoperit. Deci, da, aici putem spune că e drumul oaselor, de-aia zic că fiecare pas, fiecare metru din Brașov are o istorie, păi s-au dat lupte pe unde călcăm, deci e un loc foarte încărcat. Peste drum aici avem o clădire foarte interesantă. Ea a fost casa de pensii construită pe la sfârșitul anilor 1800. După cum vedeți, între geamuri sunt niște picturi. Mie așa de mult îmi plac. Stilul lor este sgrafito. Sgrafito ce înseamnă? Întâi zgâriai pereții, zgâriai, așa se făceau și cărțile înainte, din foi mai groase, din lemn, se zgâria, se grava așa și după aia se picta. E, așa sunt făcute și picturile astea. E ceva splendid, nu știu. Da. Biserica de acolo care o vedem este o biserică veche, catolică. Când s-a dat decretul ca să poată construi între zidurile cetății și alte culte, să poată construi biserici, biserica asta deja era construită. Ei au încercat o recatolizare înainte edictelor date de Franț Iosif al II-lea. E, și au construit această cetate, această biserică. Atent. Am ajuns în locul aproximativ de unde am plecat să facem turul exterior al zidurilor cetății Corona. În spate avem sediul actual al Bibliotecii Județene. Clădirea a fost construită în 1928 și înainte a fost sediul Camerei de Comerț și Industrie, ca dovadă că Brașovul atunci a avut o dezvoltare economică foarte puternică. Era chiar Kronstadt, orașul Coroanei. E, și în fața bibliotecii, care are o colecție spectaculoasă de cărți, este statuia celui care a înființat primul ziar românesc din Transilvania, George Barițiu, istoric și publicist. Un ziar foarte, foarte bun, unde au scris foarte mulți ziariști consacrați. A avut viață lungă și în timpul comunismului era un ziar care se numea așa, mă rog, continuatorul ziarului respectiv din epocile trecute și chiar și în zilele noastre se mai scrie. În partea aceea avem o clădire foarte interesantă, construită în stil neoromânesc. A fost casa primului primar român din Brașov. În 1916, când au intrat trupele române în Brașov,
Manole Diamandi, un prosper om de afaceri, a construit această vilă în locul fostului bastion al curelarilor, care nu-și mai avea rostul. A construit această vilă în 1888 și a făcut-o cadou de nuntă fiicei sale, care era căsătorită cu Baiulescu, primul primar român al Brașovului, care a stat în funcție aproximativ 40 de zile. Deci după aia Brașovul a pierdut lupta și trupele române s-au eliberat și după aceea românii au avut niște zile înfiorătoare. Erau prigoniți care se afla cine a colaborat cu armata română. Păi, au fost torturați, omorâți. Deci are o istorie cruntă. Mai încolo, lângă Casa Baiulescu, se află singurul liceu de predare în limba maghiară din Brașov. A fost construit imediat după, adică la începutul anilor 1900. Da, și tot așa s-a construit în locul zidurilor care au existat. Atâta. Acolo e un loc cu noroc, unde vedeți barul acela. De ce zic cu noroc? Așa, ca să glumim un pic. Înainte a fost WC-ul public, acum s-a făcut chiar un restaurant, un bar foarte luxos. Dacă mergi acolo și consumi, chiar ai noroc în viață. Păi atunci să mergem să consumăm și noi. Da, vedeți de aici cetățuia, se vede foarte frumos. Turnul interior e pe 5 niveluri. Înăuntru sunt armuri, arme, foarte frumos. Așa, am ajuns, dragii noștri, la kilometrul 0 al Brașovului, în Piața Sfatului. În locul unde se află fântâna arteziană, în secolul 16 a fost pus stâlpul infamiei. În secolul 19 au existat două fântâni. A existat farmacie în secolul 16. Piața era să fie dărâmată, piața Sfatului era să fie dărâmată de două ori în anii 1900. Chiar și de către comuniști, nu pentru că e un monument medieval, ci pentru ca să încapă mai multă lume, ca să asculte cuvântările tovarășilor de la balcon. Da, da. În Piața Sfatului se țineau târgurile anuale, începând din anii 1300, și au continuat foarte mult și în anii 1800 și pe la începutul anilor 1900. Tot aici se desfășura festivalul de muzică ușoară Cerbul de Aur. Aici au venit cântăreți din toată lumea, foarte consacrați, și trupe care foarte consacrate, printre care și Scorpion, care au dat recitaluri. Nu participau efectiv la concurs, dar dădeau recitaluri. Tom Jones, Diana Ross, mai mulți. Bun. Clădirea reprezentativă a Brașovului de aici este Casa Sfatului. Nucleul Casei Sfatului s-a construit în anul 1420. Exista un magazin al Breslei Blănarilor și și-au dat acceptul ca deasupra magazinului să fie construită o încăpere de judecată. Deci, în clădirea asta se judecau oamenii, la subsol a fost și temniță, a fost și sală de tortură. Aici se luau cele mai importante decizii, pentru că a fost și primăria pe vremuri, Consiliul Orășenesc.
Clădirea este foarte frumoasă, dar este construită în trei stiluri, datorită faptului că ea s-a tot modificat pe parcursul secolelor. Este construită în stil baroc, în stil gotic, în stil renascentist. Turnul are aproape 60 de metri înălțime. Da, observați acolo, este ceasul deasupra acoperișul, care pe vremuri era în formă de bulb de ceapă, dar marele incendiu din 1689 s-a distrus tot, mă rog, erau și documente care au ars noroc că se țineau în dublu exemplar și multe au scăpat. Ceasul din turn are o istorie veche. La început, în anul 1520, a fost montat un ceas asemănător cu cel din turnul de la Sighișoara. O păpușă ieșea la ore fixe și bătea gongul. Acele ceasului erau sub formă de mâini, cu degetul ar indica ora, minutul. Clădirea a suferit mult de pe urma cutremurilor, incendiilor, dar turnul s-a păstrat. Acolo, din turn, se anunțau că dacă erau incendii, printr-un bucium se sufla și în funcție de zonă erau zonele pe lumea ca să știe din ce zonă e necazul. Sunetele erau aparte pentru fiecare zonă. Pe vremuri cânta și fanfara, așa astăzi mai urca acolo trei interpreți și cântă duminică de trei ori pe zi niște cântece românești, săsești sau ungurești. Ceasul are o poveste aparte. Ce m-a impresionat pe mine este omul care a avut grijă de ceasul care e la ora actuală. Deci după marele incendiu din 1689, ceasul s-a schimbat, s-a pus altul, al cărui mecanism este în turn, în expoziție, este conservat. Și s-a adus alt ceas, care între timp s-a stricat și ăla. Și acum, în anii 90, aici se ținea festivalul Cerbul de Aur. Venea televiziunea română, ceasul trebuia să funcționeze, nu mai suna din sfert în sfert de oră. Au încercat să-l repare, nu s-a găsit nimeni, până la urmă un bătrân pensionar, un inginer, a încercat el să-l repare, dar în timpul festivalului stătea și el, avea cronometru, muta limbile ceasului, făcea totul manual să sune, să se audă la televizor. După aceea, el cu o echipă de la Biserica Neagră au dat un anunț în Germania, căci mecanismul era făcut în Germania. Cine are un ceas identic? Și șansa a făcut ca un brașovean care plecase de zeci de ani de zile de aici să trimită o scrisoare că el știe pe cineva care are o expoziție de ceasuri și că ei ar avea mecanismul respectiv. Dar mecanismul era mai nou cu câțiva ani, aia nu conta, mecanismul era identic. Au luat legătura cu respectivii cu expoziția și au fost de acord să vină, dar să monteze ei ceasul și să instruiască pe cineva cum să îl întrețină. Și l-au învățat pe acel bătrân care la două zile urca, sunt 100 de trepte până sus, urca, făcea benevol acest serviciu comunității noastre. La ora exactă și notase el acolo pe cablurile alea ale contragreutăților, când ajungea liniuța aia la capătul cilindrului, atunci trebuia neapărat să întoarcă ceasul ca să funcționeze.
Ceasul este un pic mai nou decât cel din Biserica Neagră. E, și bătrânul s-a ocupat mulți ani de zile de acest ceas, dar până la urmă a trebuit să găsească pe cineva și făcea probleme că nu găsește pe nimeni ca să întrețină ceasul. El fiind în vârstă, bolnav, dar din fericire a găsit pe cineva care întreține ceasul. Bătrânul, aflându-se de isprava bătrânului, a fost chemat să repare și alte ceasuri și la Piatra Neamț și la Sighișoara. Na, și făcuse reclamă. Acum ceasul a deranjat pe căpetenia Habsburgilor. Șeful Habsburgilor locuia chiar în Piața Sfatului. Și îl stresa sunetul ceasului din sfert în sfert de oră pe papagal. Avea comandantul Habsburgilor avea un papagal și era stresat de la sunetul ceasului. A dat ordin să nu se mai strângă gunoiul din Piața Sfatului, din zonă, până nu se oprește ceasul din sunat. Și bineînțeles, a cedat și au oprit ceasul, pentru că, na, el era șeful. Cam astea ar fi despre Piața Sfatului și clădirea Sfatului. Acum, următoarea clădire despre care vreau să vă povestesc este Casa Negustorilor. Pe vremuri, cea Maronie. Așa, acum se află restaurantul Cerbul Carpatin. Dar prin secolul XVI a fost construită, mai exact în 1545, de către Apolonia Hirscher, soția lui Osperon de afaceri Hirscher. Ea s-a născut la Sibiu, într-o familie de sași, dar era foarte înțeleaptă, foarte iscusită în afaceri. De multe ori îl sfătuia pe soțul ei cum să dezvolte afacerea. În schimb, era și foarte darnică, făcuse multe lucruri bune pentru comunitatea de aici, făcuse fundații, ajuta populația, avea un stil de negociere aparte. La un moment dat, fata ei, care era tânără, a murit. Ea a suferit foarte mare, a îmbrăcat-o cu o rochie foarte scumpă, cu bijuterii foarte scumpe, și au îngropat-o. Dar cei care au spionat, probabil de culoare mai închisă, au studiat mormântul și au dezgropat-o ca să-i fure bijuteriile. Pentru că erau niște bijuterii de foarte mare valoare și când au luat mâna să-i taie degetul, să-i scoată un inel, ea s-a trezit. Ăștia s-au speriat și au fugit. În fine, a fost considerat un mare miracol acest lucru și Apolonia Hirscher, în semn de mulțumire, de fericire, a construit în 1545, după cum am spus, acest hipermarket, supermarket al Brașovului din Evul Mediu. Vedeți, e construit în stil italian, unde sunt arcadele acelea, intrau căruțele cu mărfuri, înainte era o curte interioară, unde totul era acoperit să nu plouă pe mărfurile din căruță. Era o dovadă a creșterii nivelului de trai din Brașov, o dovadă că economia duduia. Na. Cam asta zic eu. Așa. Am zis de stâns, așa.
Să revenim la stâlpul familiei. Aici era un loc în care se executau oamenii, sau tot la stâlpul infamiei. Ce se întâmpla? Se ardeau biletele care se lipeau pe casa sfatului împotriva conducerii cetății. Mulți oameni seara, care erau nemulțumiți de conducerea cetății, lipeau afișe cu cuvinte de denigrare împotriva conducerii. Aici se spune că prima execuție a fost o decapitare. Lumea se strângea ca regulă de educare să vadă execuțiile, să le fie teamă. Dar un lucru care trebuie amintit, după cum am spus, în 1688 a avut loc revolta breslașilor, pentru că ei trebuiau să întrețină armata habsburgică. Habsburgii măriseră taxele de 7 ori, viața devenise grea. Și atunci a fost înăbușită acea revoltă. Se pare că 300 de breslași au fost uciși, dar căpeteniile, 4 la număr, au fost executate aici, după marele, în același an cu incendiu din 1689, pe la sfârșitul anului, prin septembrie. Înaintea incendiului sau după? După. Că incendiul a avut loc în aprilie și execuțiile parcă au fost în septembrie. Și bătrânul breslaș, șeful breslașilor, era un bătrân de 86 de ani, fost decapitați toți, dar capul bătrânului a fost lăsat aici aproximativ 30 de ani ca să-l vadă lumea. Și restul capetelor de la celălalt s-a dus la fiecare poartă. Cinci șeful lor și patru, și un cap s-a dus pe cetățuie, pe dealul pe care vi l-am arătat. Da, am asta. Ne către Biserica Neagră? Da. Aici continuăm povestea cu cel mai important obiectiv turistic și celebru din Brașov, Biserica Neagră. De unde îi vine denumirea de la Biserica Neagră? A ars în incendiu din 1689. Reconstrucția ei a durat 100 de ani, nu aveau fonduri. Mă rog. Vedeți, pe pereți mai există niște pietre de culoare închisă. Alea sunt pietrele originale. Ea înainte s-a numit Biserica Sfânta Maria și nu avea cruci. Mihai Viteazul, venind aici în anul 1599, poposind la Casa Sfatului, unde a avut loc dieta din Transilvania, a văzut și a întrebat de ce pe biserici nu există cruci. Da, era cult luteran. Păi să puneți cruci, că de-aia este biserică și dacă nu, le dărâm. Nu, și-au pus cruci, se pare crucile de atunci au fost puse. Incendiul a provocat daune foarte mari, a căzut tot, acoperiș, s-au topit clopote, tot ce era în interior. A mai rămas o cadelniță unde se botează copiii și în ziua de azi aceeași, din 1472 parcă este. Am văzut-o, e impresionant să vezi cum câte generații s-au scăldat în acea cadelniță. De desubt are un loc pe unde poți să bagi cărbuni, să încălzească apa. Da, orga mecanică, e cea mai mare orgă din România, orgă mecanică. Are 4.000 de tuburi și
70 și ceva de sunete. Adică fiecare tub are un sunet și ăla îl mai poți modifica. Are vreo 4 rânduri de clapete, pedale, în fine. Are o colecție foarte mare de covoare din Turcia, câteva sute. Aici, când veneau negustorii, ei trebuiau să dea bani, ori dădeau cadouri sau din mărfuri, să, că ce bine că am scăpat de ăștia, nu ne-au atacat pe drum, în semn de mulțumire mai lăsau cadou câte un covor oriental. E, înăuntru băncile se rapatează, poate fi dus pătarul când pe o parte, când pe alta, orga dacă e în spate la concertul de orgă, privește spre orgă, dacă e al concert de coral sau așa, te uiți în față, foarte bine făcută. Este în stil gotic construită și se pare că din România e cea mai mare construcție de stil gotic, dacă nu chiar din sud-estul Europei. N-am verificat, dar în orice caz este o clădire foarte mare. Da, are aproape 90 de metri în lungime. Nu s-a mai putut face al doilea turn pentru că nu au mai fost bani, vremurile acelea grele. Știu că aici de desubt e da. Fost cimitir? Sau... Da, înainte a fost o mănăstire prin anii 1200. Și se pare că exista un cimitir. E, când s-au făcut lucrări aici de amenajare, s-au găsit multe schelete. Deci eu v-am zis, în centrul Brașovului, pe aici, pe la marginea zidurilor, clar există schelete sub pământ. Da, aici am un lucru interesant, una dintre legendele Brașovului, după cum vedeți, pe vârful contrafortului acolo sus e un copil a plecat, o statuetă. Se pare că povestea ei ar fi așa, că copilul era foarte iscusit și meșterul lui de invidie l-a împins și a căzut. Copilul era foarte apreciat și după ce meșterul l-a ucis, i-au ajuns la ureche, domne, copilul ăsta te-a lăudat tot timpul, numai cuvinte de laudă despre tine, te îndrăgea foarte mult. Atunci de remușcări, din cauza remușcărilor, a recunoscut că el l-a împins pe copil. Și în cinstea lui s-a ridicat această statuetă. Da, e o biserică cu personalitate. Este mai simplistă, mai simplist făcute față de bisericile gotice din Occident, dar asta era diferența. Nu, sunt niște găuri care s-au utilizat la construcție, la refacere. Cărămizile mai închise la culoare, alea sunt cele originale. Cele originale? Da. De când a ars Biserica Neagră s-a schimbat și denumirea ei, nu-i mai spunea Sfânta Maria, ci Biserica Neagră, din cauza culorii zidurilor. Aici se fac concerte, am fost, e impresionant, are o acustică superbă. Da, și o să vă arăt poartea spovedaniei, îi spune aici la intrare în Biserica Neagră. Preotul ieșea afară și povedea pe apărătorii cetății înainte să plece la luptă, ținea o slujbă
E, și apărătorii cetății, soldații, și-ascuțeau armele de acest zid. Uitați, urmele se văd și acum. Nu, nu mă le explic. Așa. Vedeți, astea sunt urmele unde și-ascuțeau ei armele de luptă, săbile, lăncile. Da. Da, aici, după biserică, tot în față este liceul Honterus, înainte. A fost înființat de Honterus, Brașovul, un oraș aparte, un punct important în istoria tipografiilor. Iohannis Honterus, acesta din statuia de aici, un umanist, el a reformat biserica, a adus luteranismul aici și a tipărit prima tipografie din Transilvania, a fost făcută de către el și a tipărit cărți religioase. După vreo 20 de ani, în schei și românul nostru, diaconul Coresi, a început să tipărească cărți. Deci, Brașovul, foarte important din punct de vedere al tipăriturilor. S-au găsit cărți foarte vechi, încă multe nici n-au putut să fie studiate. În schei, când la Biserica Sfântul Nicolae, în timpul când au venit comuniștii, s-a zis să se distrugă toate arhivele și foarte multe cărți au fost duse în podul bisericii, mii de cărți în podul bisericii și cel care le-a dus acolo nu a spus la nimeni despre ele. A trecut ani, a murit persoana respectivă și întâmplător a fost descoperită încăperea, dându-se jos niște lemne și o colecție impresionantă de cărți. O carte este scrisă de un brașovean care a scris pentru prima oară despre Napoleon când era în viață. A fost lângă el în două lupte. O istorie, o geografie a pământului, o Biblie a Poloniei, foarte multe cărți, inclusiv acolo era directorul primei școli românești, era un preot care a studiat acele lucruri, acele cărți, cât a putut și el, o mică, mică parte, și a descoperit printre documente și partitura unui cântec compus de Ucenescu, un brașovean, și cântecul este actuala melodie a imnului nostru. El a fost director în primei școli românești, a scris și o carte despre chestia asta, că nu Anton Pan ar fi inventat melodia. Versurile Andrei Mureșanu le-a făcut și au cântat, prima dată a fost cântat în schei Brașovului. Probabil Anton Pan a auzit cântecul și l-a cântat și el mai departe, dar se spune că aici a fost inventată melodia imnului, care era o melodie de jale. Mie îmi plăcea mai mult imnul anterior, era mai vesel, parcă semăna așa un pic cu Marseieza. Aici a zis deșteaptă-te române, dar parcă îți vine să adormi, nu știu. Da, se simte că este o melodie totuși tristă. Da, acum putem merge la strada Sforii. Dacă mergeți, este aproape de aici. Strada Sforii este cuprinsă și ea în ghidul Michelin. Și este un loc foarte vizitat
pentru selfie-uri. Acolo e locul de selfie-uri și de semnături. Da. Că o să vedeți pe toate zidurile, sunt numai semnături. Da, un lucru care l-au impus turiștii. La fel ca și în Biserica Neagră, în Pardoseală este un șanț făcut pentru încălzire, dar nu s-a folosit, iar costa foarte mult să dea drumul la încălzire în Biserica Neagră. E, și e un grilaj peste șanțul acela și lumea vine și aruncă cu monede și se tot umple șanțul și după aia trebuie scoase. E o muncă titanică, se scot monede, de găleți de monede se scot din interior și după aia le sortează și pe tipul de monedă. Și un om care se ajuta acolo a făcut o infecție la mână. Adică sunt niște lucruri de care turistul nu ține cont, dar asta este mersul. Nici nu poți să le impui să n-arunce, că altfel poate n-ar mai vizita sau ar ocoli locul. Nu știu. La fel și pe strada Sforii, se zice că o să pună camere de luat vederi sau să facă zidurile în așa fel încât să se poată curăța repede, da. Și aici este un dezavantaj, pentru că nu ar mai semăna cu ce a fost, ar fi ceva fals. Da, ajungem imediat iarăși la locul unde a locuit iubita lui Vlad Țepeș. Da. E, pe unde călcăm noi acum, cu siguranță a călcat și el. Da. Așa. Poarta Schei. Da. Vedeți clădirile, am uitat să spun, în Piața Sfatului mai ales, după ce s-au dat jos zidurile cetății, orașul s-a extins și în suburbii, în Brașov Vechi, în Blumăna, au apărut și clădirile cu 2-3 etaje. Că înainte era parter sau parter și un etaj. După cum vedeți, între parter și etaj se vede așa o bordură. E, asta denotă că etajul a fost construit în vremuri diferite. Plus că la un etaj poate fi un stil de arhitectură, iar parterul cu alt stil de arhitectură. Camerele erau mai mici, după cum spuneam. Era o cameră la un geam sau două, dar când a venit perioada industrializării, au venit mulți muncitori în Brașov, s-au modificat și structura clădirilor, s-au făcut camere mai mari. Am ajuns la strada Sforii. Vedeți, deja au început semnăturile. Nu? Așa. Are o lungime de 80 de metri, lățimea între 1 metru și 11, 1 metru 35. Da, prima testare documentară a fost în secolul 17, dar era mult mai veche. Aici era lotizat terenul, blocuri de loturi și se folosea pentru pompierii care să ajungă în partea cealaltă pe scurtătură să strângă incendiile. Vedeți că strada aceasta a fost chiar haideți un pic să vă arăt mai încoace. A fost chiar și iluminată. Căci în Brașov s-a introdus iluminatul pe ulei. Se spune, există o legendă că cine, pe vremuri,
tinerii, care, mai ales din familiile, cum ar fi din Romeo și Julieta, rivale, copiilor se îndrăgosteau, veneau aici să se sărute. Și se spune că cine se săruta aici rămânea pentru totdeauna împreună, rămâneau împreună pentru totdeauna, da. Și da, asta ar fi legenda. Acum, dacă vreți să mergem și până în capătul celălalt, sunt mii, zeci de mii de semnături, condica de prezență. Vedeți? Și strada este cea mai îngustă stradă din România sau sud-estul Europei, chiar și pe locul 3 în Europa. Mai e o stradă mai îngustă în Marea Britanie și una în Germania. Dar a treia e strada Sforii. Uite aici ce frumos au scris și mult. Love you, nu? Cum e și pe copaci. Mai taie scoarța copacilor și Ion plus Maria love. Da. Dar, na, asta se practică. Și n-ai, nici nu știi dacă e bine să lași așa sau să faci, dar dacă ăsta e trendul... Și uitați, s-au extins și pe pereții laterali. Da. Da, povestea Brașovului a luat sfârșit aici și... Vă sfătuiesc să veniți, să-l vizitați, aveți ce face aici. Ați văzut că sunt foarte multe trasee prin pădure de diverse dificultăți, ușor, mediu, greu. Le poate face oricine. Orașul e încărcat de istorie. Puteți face turul exterior al cetății, puteți să intrați și în interior. Sunt locuri unde se gătește foarte bine. Sunt toate condițiile ca să faceți o excursie de câteva zile la Brașov. Mulțumim tare mult pentru invitație. Da, și eu vă mulțumesc. Pe data viitoare. La revedere. La revedere. Două legende legate de muntele Tâmpa și pădurile din împrejurimi. În secolul al XVIII-lea, un locuitor umblând prin pădurile din prejurul Brașovului a descoperit, a dat peste un băiat cam de vârstă de 20 de ani, un băiat sălbatic, un mugli de Brașov, care nu se știe cum a ajuns să trăiască în sălbăticie, se hrănea cu ce oferea natura. Bătrânul l-a luat în cetate cu el și vreo 3 ani au trebuit ca să-l învețe pe băiat să mănânce mâncare gătită și să se îmbrace cu haine. De vorbit n-a reușit să-l facă să vorbească, doar că când își vedea stăpânul, scotea niște sunete ca, să zici, un fel, un câine, când își vedea stăpânul, niște sunete de bucurie, și când dădea cu ochii de tâmpa, scotea niște sunete de lup. De aici îi spune băiatul lup. Și... Hai să treacă mașina. Așa, încă o legendă, dar este o legendă reală. Doi tineri îndrăgostiți se plimbau pe tâmpa și la un moment dat s-au oprit să se sărute. O stâncă s-a desprins în timpul acela și a căzut peste ei și i-a omorât. Localnicii
au făcut din acea stâncă o bancă din piatră care există și la ora actuală s-a aflat pe fată, o chema Ana Maria. Banca poate fi văzută se ajunge la ea printr-un traseu prin care se urcă pe muntele Tâmpa. Am atât.